vedem și în imagini directe, a avut o întâlnire cu reprezentanții Uniunii Democrate a Maghiarilor din România pentru acea colaborare parlamentară. Să vedem ce declarații face președintele PSD după această întâlnire cu liderii UDMR. Foarte scurt, ea nu știu câte ore când ne vedem astăzi. Am avut o discuție bună cu colegii de la UDMR, împreună cu domnul președinte Tăriceanu și cu domnul prim-ministru desemnat Sorin Grindeanu. La finalul discuției, domnul președinte Hunor ne-a spus că în principiu susțin guvernul. Este foarte posibil să voteze acum foarte curând în plenul grupului susținerea pentru mâine. S-a discutat despre vot pentru investitură, urmând ca după instalarea guvernului protocolul de colaborare parlamentare să intre efectiv în aplicare și punctual pe fiecare proiect de lege, dacă este în acord cu și programul dumnealor de politic și legislativ, să avem o colaborare ca să se materializeze în legi pe care să le susținem împreună, inclusiv cele care vin de la guvern. Domnule președinte, punctual ați discutat și despre cerințele UDMR, adică aceștia au pus condiții pentru acest vot, au avut propriile lor proiecte pe care le-ar vrea asumate? Nu, n-am discutat punctual, dar vă pot spune o solicitare care mi se pare corectă. La Ministerul Culturii, preluăm modelul de la Ministerul Educației, să fie înființat un post de secretar de stat pentru cultura minorităților naționale. Mi se pare o idee bună și cred că premierul desemnat o să fie de acord mâine când vor stabili legea de organizare și funcționare a guvernului să ține cont de asta. În rest, nu a discutat nimic punctual, vreo prevedere, vreo solicitare anume. Domnule președinte, acordul pe care l-ați semnat de colaborare parlamentară este în vigoare în acest moment, în urma discuției, pentru că domnul Kelemen Hunor spunea că cec în alb nu dă după ce a categoric, fost... Categoric, categoric. Toate acele puncte pe care toate acele puncte au fost, rămân în vigoare. A avut reacția dumnealui, a fost firească. Aștepta normal să vadă care este noua propunere pentru prim-ministru și în funcție de asta au spus că mențin din punctul lor de vedere și de acord. Și am rămas cu curiozitate, să zic așa, de la precedenta întâlnire. Dacă mâine vreunul dintre colegii dumneavoastră, miniștri propuși, va primi un vot negativ în comisie, va fi retras? Da, sper să nu fie cazul. Vreau să vă întreb, care ar fi primul proiect de lege pe care UDMR l-ar aduce în discuția Parlamentului și care ar putea fi susținut și de PSD? Nu s-a discutat asta. Neavând nicio propunere concretă de la dumnealor, n-am cum să evaluez eu care ar fi primul proiect de lege adus de UDMR în coaliție. Și dacă mai permiteți, un punct de vedere pe acel proiect de lege privind legea, prevenția în domeniul mediului de afacere. Ați anunțat că va fi elaborat de către noul guvern. Foarte rapid. În primul trimestru. Ce se întâmplă, acolo se pune problema avertismentului, ce se întâmplă în cazul barurilor care nu respectă normele de securitate? În cazul? Barurilor sau localurilor care nu respectă normele de securitate, ca să prevenim o nouă tragedie ca la colectiv. Dacă primesc un avertisment, între avertisment și eventual sancțiune, se poate petrece un astfel de coasă de tragedie? Va fi o lege care va fi elaborată foarte bine. O lege care va fi elaborată foarte bine, pentru că nici nu putem să trecem dintr-o extremă în alta. Nici nu suntem de acord să nu existe control, dar pe de altă parte trebuie să ajungem în situația în care practic orice societate comercială, mică sau mare, plecând de la o treabă până la o companie mare, să fie încărcată de amenzi în fiecare zi. Totuși, eu zic că bugetul de stat e susținut de mediul de afaceri. Poate ar fi cazul să începem să-i sprijinim. Domnule președinte, o întrebare dacă se poate. Președintele PNL, Raluca Turcan, a declarat public, are informații din grupurile PSD, cum că pregătiți un proiect al grațierii și amnistiei. Primul proiect de lege despre care nu știa care informații este cel pe care vrem să-l votăm rapid, și anume eliminarea impozitului pe venit pentru pensiile sub 2000 de lei. Am mai înțeles, care nu știe informații pe surse, că vrem să prorogăm taxa pe stâlp, TVA-ul cu 19% și acciza. Bun, nu țin neapărat să se uite la emisiunile mele, dar aceste trei măsuri nu le prorogăm. În schimb, spun și acum ce am spus aseară și o să spun în continuare, cu toată tăria și fără niciun fel de teamă.
o să ne uităm cu foarte mare atenție să vedem dacă societățile comerciale care vor beneficia începând de la 1 ianuarie de aceste avantaje vor face în așa fel încât românii să simtă o ieftinire a serviciilor. Carburanți, telefonie mobilă, energie electrică sau gaze. Pentru că, de exemplu, sunt cele trei beneficii care vor fi pentru distribuitorii de carburanți, TVA, acciză, taxe pe stâlp și celelalte două, TVA și taxe pe stâlp, la ceilalți furnizori. Și o să fim și noi curioși să vedem dacă, după tot acest scandal susținut, văd, din multe părți, românii simt ceva mai... o viață puțin mai ușoară, o viață mai ieftină. În schimb, cu ce nu suntem de acord, ca începând de la 1 ianuarie să mai apar încă o taxă în plus, și anume să se plătească contribuție la sănătate pentru orice venit în plus pe care îl are orice român. Cu asta nu suntem de acord. Chiar dacă se supără pe noi. Și legat de acea lege a grațierii și amnistiei? Eu n-am aceste informații, o să verific la grupuri, să vedem care de la noi are aceste informații. Mulțumesc. Vă mulțumesc, mult o seară bună. Liviu Dragnea, câteva declarații după întâlnirea cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. I-a răspuns și doamnei Turcan. Sigur, o să analizăm și asta, reacția opoziției ceva mai târziu în această emisiune.